Salutare tuturor! Prezentarea Samsung de anul ăsta a adus o grămadă de device-uri, unele s-au scurs pe internet încă acum câteva luni, dar în pofida acestui fapt, Samsung a mai avut ceva aș sub mânecă și a reușit să impresioneze. Așa că, iată, pe scurt, tot ce trebuie să știi despre noile device-uri. Unpacked 2019 a început în forță cu Samsung Galaxy Fold. La câte demonstrații cu display-uri pliabile a făcut Samsung în ultimii ani, chiar mă întrebam când vor scoate un device în mase. Și iată, un smartphone care practic poate fi și tabletă. Atât timp cât e închis avem o diagonală de 4,6 inch, iar când îl deschidem primim un display de 7,3 inch. Tehnologia e de-a dreptul interesantă, doar opriți-vă pe o secundă și procesați ideea. Un display care se îndoaie și se dezdoaie. Pentru asta a fost nevoie de mai multe inovații, ca spre exemplu o balama care să aibă grijă de această mișcare. Avem câte două baterii care lucrează în tandem, deci ideea lui Samsung Galaxy Fold e că zilnic te folosești de un smartphone compact, iar când ai nevoie îl deschizi și bam, privești video pe YouTube și mai deschizi fără probleme două aplicații pe un ecran enorm. Ideea teoretic e interesantă, dar în practică smartphone-ul pare foarte gros, la fel cum ar trebui să fie și portofelul tău dacă o să vrei să-l cumperi. Ăsta oricum încă pare un smartphone concept, dar Samsung merită laude pentru că într-adevăr aduc inovații. Și poate că în viitor smartphone-urile nu vor arăta chiar așa, dar careva idei de aici sigur vor merge mai departe. După asta s-a vorbit despre smartphone-urile pe care toți noi le vom cumpăra, adică S10 și S10+. Principala deosebire e din față, margini în continuare avem, dar ele sunt foarte subțiri, iar pe dreapta avem un decupaj pentru cameră. Samsung oficial a sărit peste era cu bretoane mari, soluția asta e interesantă, dar arată straniu, în toate randările se încearcă cumva ascunderea acestei găuri. Eu personal cred că era mai ok dacă pur și simplu o puneau pe centru, dar S10+ are două camere din față și nu știu, ar fi arătat și mai straniu. Tot din față avem și fingerprint în ecran, faza e că sudcoreenii s-au distanțat de concurență, în loc de lumină utilizând ultrasunetul pentru a identifica amprenta, ci că e mult mai rapid și comod. Urmează să vedem. Asupra designului nu mă pronunț până nu-l țin în mână, cert e că avem combinații interesante de culori și versiunea la Boss 2019 din ceramică. La combinația de camere totul e la fel, doar că în față S10+ mai are una pentru o focusare mai bună și portrete. În spate avem una primară de 12 megapixeli cu apertură dublă, la fel cum era pe S9 și S9+, una telefoto pentru zoom, tot de 12 megapixeli și una de 16 cu unghi larg. Combinația asta e super interesantă, zic eu, mai ales că e posibilă filmarea în HDR10+ și redarea de astfel de content pe ecranele lor. Pe hardware, Samsung menține levelul oferind cel mai nou procesor de la Qualcomm sau Exynos, minim 8 GB de RAM și 128 de memorie, pe lângă asta păstrând slotul pentru microSD și chiar portul pentru căști. Dar noutatea care îi va bucura pe mulți e că anul ăsta avem și un Galaxy S10e, o variantă mai ieftină, dar care păstrează tot ce e mai bun de la frații mai mari. Avem același display Super AMOLED, doar că nu e curbat, rezoluția e Full HD+ și e mai compact la 5,8 inch. În sfârșit, o opțiune pentru cei cu mâinile mici. Nu avem fingerprint în ecran, e fizic, iar din spate a dispărut camera telefoto, bine că cea wide a rămas. În rest, pe interior, totul este exact la fel. Ăsta va fi un concurent foarte serios pentru iPhone XR, așa că dați un like dacă vreți să vedeți poate un battle interesant. Era să uit de baterie. E clar, fast charging, fast wireless charging au toate trei, doar că anul ăsta a apărut și wireless power share, care îți permite să încarci alte device-uri wireless plasându-le pe aceste noi Samsung-uri, ca de exemplu noile Galaxy Buds, care s-au învățat și ele să se conecteze automat la smartphone-urile Samsung, sau noul Galaxy Watch Active. Ăsta chiar mi este interesant pentru că eu deja de câțiva ani îmi caut un smartwatch bun care să arate pe placul meu și să aibă un funcțional interesant, iar la prima vedere Watch Active pare o candidatură foarte bună. Pe final, Samsung a mai lăsat o surpriză, un Samsung Galaxy S10 5G. Ăla e un monstru cu 6,7 inch pe diagonală și cu o baterie enormă care se încarcă încă mai rapid, evident pentru a rezista cât de cât cu rețeaua 5G acolo unde va fi disponibilă. Iar pe spate a mai apărut și a patra cameră, una 3D care încă nu e tare clar ce va face. În general, prezentarea a avut multe surprize în pofida tuturor scurgerilor de informații. Îmi place că sudcoreenii nu se iau după turmă și scot device-uri care într-adevăr ies în evidență și vezi de la o poștă că Samsung-uri. Galaxy Fold-ul fără dubii e vedeta. În orice caz, nu uitați să vă abonați la canal, imediat cum ajung device-urile la noi vom scoate ceva review-uri ca la carte. Nu uitați să dați și un like acestui video și scrieți în comentarii care este Samsung-ul vostru preferat de la această prezentare. Cu voi a fost Vicu, toate bune!